Ziarul de mâine? De ce de mâine? A, citeam ziarul, că ziarul de mâine, aoleu, ce? Citește-l, că eu nu mai știu ce să fac. Adică, ce? Ce aveți, mă, ziarul de mâine? Breaking news, dacă mai contează. Cum adică? Citește că nu mai pot. Sfârșitul lumii este... Na, deja am citit sfârșitul lumii, deci ce se întâmplă? Da! Na. Simpați-vă bun de la tot. Nu, Jackie cred că face iar mișto. Păi am mers la casă, nu era, nu mi-a răspuns. Jackie, lasă miștourile. Ce facem asta? Ai citit? Uite, citește și el acum, cred. Cred că a rămas mască. Mă, ce se întâmplă? De ce sunt la mine acasă, în primul rând, și gen... Ce este ziarul de mâine? Am venit să te bat, că faci mișto iar de noi. L-am citit, dar... Mă, Cristinul de iară. Nu ești panicat? Nu sunt panicat, pentru că știu că cel mai probabil... Un meteoric cu dimensiune... Ce, mă? Adică, eu. Nu. Nu, asta e din magic, da? Domnul cu ziarele niciodată nu mi-a băgat ziarul în casă. Niciodată, e prima dată că mi-a băgat da, ziarul în casă. Dar ce să fac eu? Mi-a pus la primărie. Mie mi l-a băgat în casă, niciodată nu mi l-a pus. Dar mi-a fost afară, în cutia poștală. A, al meu era afară. La mine la primărie. Păi cred că cum a apucat să le arunc. Păi ce stai, mă, ce și sfârșitul lumii cu meteoritul? Unde e meteoritul? Eu nu văd nimic, unde? Păi da, mă, dar scrie că în câteva ore. În câteva ore, ia stai. Da. Te duci la Cristinel? Să ne-am rămas bun? Nu vreau să mi-am rămas bun. Da, stai puțin, n-are, mă, e o glumă 100%, nu? Adică, nu stai. Știu. Nu știu. Cristinel? Eu sunt panică, da. Cristinel, ce se întâmplă? Da. Nu știu. Ce se întâmplă? Păi... Că... N-ai citit ziarul? Vezi, nici chiar, el nu știe. Chiar o să murim cu toții sau ceva? Nu, nu, n-are cum. Nu e posibil așa ceva. E o glumă, mă, e o glumă sau ceva. E minciună 100%, n-are cum, e... E... Cine le face așa glume? Azi nu e 1 aprilie, nu? Adică... Nu, nu este. Ok, cred, dar... Să facem ceva, ce putem face? Nu vrea să... Băi, încetează, Jiki, încetează! Încetează, trebuie să ne păstrăm calmul! Să ne păstrăm calmul, tu nu ești calmă! Păi, băi, Jiki, oprește-te, oprește-te! În loc să stai să plângi, am putea să ne pregătim! Păi și ce putem să facem la un meteorit? Păi, nu știu, mă gândeam că poate... Ne ascundem undeva? Stai puțin, că gen, exact, putem să... Gen, dacă fiți atenți, atunci când cade meteoritul, toți cinci o să ținem pumnul spre el și o să-l spargem, da, cu putere. Hai, mă, că ce scrie? Păi, n-ai văzut cum o să spargi un meteorit cu 100 de kilometri? Cu 100 de kilometri? Dimensiunea. Păi stai. Hai de mine, o să fie sfârșitul. Dar nu vreau să mi-au rămas bun. Să vorbim, să vorbim ca între prieteni, ok? Să mai vorbim. Nu știu. Ce să ne facem? Chiar nu știu eu. Nu chiar știu, încep să mi-e frică. Nici eu, păi și... Păi nu râdeam, dar crezi că e o glumă sau ceva. Ce? Ce luce ce ai? Ce facem? Nu a trecut ore. Stai, da, probabil pentru că pică foarte greu. Mamă, dar vă dați seama, Lucia, așa înseamnă, nu? O să distrugă tot. Sunt alea care distrug cât mai mult. Vai de mine. O să-i sugă tot. Nu. Dar meteoritul are traiectoria fix în primărie, asta-i treaba. Ai de cap, păi da, o să-i sugă tot pe lângă primărie, nu doar o să-i sugă tot orașul, tot. Bă, stai așa puțin, că mi-am amintit ceva. Ce? Voi mai știți că era un bunker? Se vorbea de un bunker. Mitul ăla? Păi da, unde? Da, mitul, exact. Da, ești nebună, n-a distrus tot de planeta, cine ajută un bunker? Păi da, mă, dar un bunker e făcut din metal, nu distruge metalul, nu, adică... Zici? Zici tu că e real. Băi, eu zic că merită încercat, Nu știu, trebuie exact, că altfel ce, stăm aici și uite, așteptăm să ne cadă. Trebuie să riscăm. Mamă, stă la plajă. Fii atent, mai știi, Lucia, mai știi cave-ul păianjenilor, nu? Erau niște păianjeni acolo. Acolo, acolo e. Haide, să ne mănânce păienjenii! Oricum, ideea e că păienjenii s-ar putea genii, știu când este sfârșitul lumii, ca știi într-o carte. Bine! Nu se ascundă! Decât meteoritul gigant, parcă mai uitați-le exact, parcă vine mai aproape nici în ce mai mult. Pe aici, Lucia, pe aici, hai de capul meu! Mamă, ce umbră face pe pământ, ești nebun! Mamă, nu e bine, vai de capul meu! Aveți să zici, uite, ăsta! Dar stai, nu intrați, stai! Stai, mă, că poate-s păienjenii acolo, ești nebună! Păi ce, mai bine păienjeni decât ăla! E, da!
Oricum nu avem ce să facem, adică până la urmă tot trebuie să intrăm până la urmă. Păi hai să mergem, hai să mergem. Haide. Rămâi acolo, că se dea pe tine. Nu știu, văd că ceva pe aici. Ce e acolo? Rămâi nimic aici, o să îngustim. Poate, hai, dar ce? O să dăm cu capul ăsta mort aici? Aici, uși invizibile, uși invizibile. Doamne, nu dar jos. Ajutor, ajutor. Am căzut. Stai, aici? Ce e aici? E portal. Oh my god. Portalul. Ai portal, ultima noastră șansă, haide. Ok, mai repede. Să nu arunci ăstea, pa! Wow, mă, ce se întâmplă? Ce e ăsta? E ăsta, mamă, ce sofisticat arată! Bunkerul, bunkerul! Deschide-l, deschide-l, deschide-l! What? Ce? S-a deschis! Băi, intra repede! Intra repede! Că se închide, se închide! S-a închis! Mă, ce e asta, mă? L-a închis, ești sigur? Mamă, ce doare! Crede, îmi zâmbește, vedeți-te rucea, îmi zâmbește! Da, bă, ce să... Lasere? Cu lasere! Da, uite, cu lasere! Ia, vină un coace, veniți mai departe, că se închide la loc! Mă, mă, uite, wow. S-a închis! Wow! Pizza, avem mâncare! Mă, mă, bunker doar al nostru! Și... Ia să-ți chem, mă duc să explorez pe aici! Calculatoare, ce-i asta? Cărți, televizoare... Exact! Wow, câte calculatoare avem aici! Oare au jocuri pe ele? Mă, mucim aici! Te pui pe, nu acolo, mai te pui la camera acolo, uite aici, că ești în Five Nights at Freddy, uite, pune-te acolo. What? Așa. Da, eu zic să faci pe mine experimentul următor, că să nu mai fiu invizibilă, mă, ce n-ai interesant. Bine, hai să încercăm atunci, dar stai că nu mai știu unde era laboratorul, parcă pe aici. Uite, mă, a mers cineva pe scările astea sus? Pe scările alea, nu merge sus, încă ai în laborator, vină cu laboratorul, uite aici, aici, vină aici. A, nu, și... aici, mă, că aici. A, nu, aici e intrarea, aici. Stai. Aici. Lucia, e vina ta, de ce nu ții cont unde e laboratorul? Nu, pare chiar vândeva pe aici. Da, mă, abia v-am găsit. Nu, aici e cantina. Aici, uite aici, uite aici, aici, aici. Păi și unde ești tu, Luana? Uite-mă aici, aici în față. Aici, 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 da, 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 da. Aici, 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 da, 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 exact, exact, uite și aici, bam. Și fii atentă, Lucia, eu am făcut experimente. Trebuie să o băgăm aici înăuntru? Da, exact, Lucia, unde ești? Hai, intră înăuntru. A, dar stai că ne trebuie un bloc, ne trebuie un bloc. Ok, am ăsta. Hai, intră acolo, Lucia, intră. Fii atentă și du-te deci repede, du-te repede. Așa. Bă, mâneci aici. Lasă acolo. Încerc să experimentez să vedem dacă putem să o refacem, să mai fie invizibilă, ia să vedem. Ok, cred că a funcționat. Lucia, unde ești, Lucia? Da, mă, nu mai. Uite aici jos. Și uite la mine. Unde? Lucia. Bă, am găsit-o, mă. Spate, nu pe acolo. Ia și pe aici. Uite că nu mai e invizibilă, vezi, Lucia, ești expertul. Avem Oana? Și mâncare, nu mai sunt invizibilă. Asta? Oana, ce-ai băut? Am mâncat un măr. O sparg în sus. Nu, băi, Ștefan, ești nebun? Poate ne dați sunt pătăți invizibili. Nu da-mi mine. Am mâncat un măr. Dă-n Oana. Te rog, nu dar mine, te rog, dă-n Cristinel. Pe Marata. Am dat pe lângă. Ia, băi, Jake, ia un os. Doamne, Ștefane, Oana, nu poți să-l țintești deloc. Băi, taci, mă, dacă e Cristinel. Vină cu Oana. Fii atentă, Oana. Deci aici, cred că astea sunt ultimele plante rămase din lume, gen. Aoleu. Bă, dacă i-ar ura și unile aici, ce s-a întâmplat cu el? Păi gata, ce nu mai e. Ce crezi că s-a întâmplat cu meteoroiul ăla? Păi ce crezi, meteoroiul? Și Sentin a mai fost aici. Da. Păi Sentin dormea, cred că, săracul. Cred că l-a trezit meteoritul sau ceva. Aoleu. Ia mai ții la etaj. Exact, hai să mergem la etaj. Hai la etaj, hai să vedem la etaj. Pe jos am fost aici. Nu, dar veniți sus după mine, hai să ne pierdem. Bine, mă, bine. O, aici cred că stau toată ziua sau ceva. Lucia, să vin după mine, ce faci tu? Și aici. Mamă. Păi aici e sufrageria. Televizor, nu unde e PlayStation sau ceva. Păi, nu cred că aveau ăștia PlayStation, cred că ăsta e un bunker făcut acum foarte mult timp, Lucia. Păi da, exact. Doamne, dar câte... Mamă. Bă, tu ai fost mai mare ca cea. Bă, urechiușe, tu ești urechiușe. Da, mă, uite că paturile astea sunt separate cu de-asta. Unde stai, mă? M-am pierdut. Suntem la spital. Uite, stai, sunt doctoriță de acum. Opa. Ești tu doctoriță, taci, bă, cu doctoriță. Aici te speli, Lucia, aici te speli tu, că puți. Cred că asta e de decor, mă. Da, îmi place. Păi cultule. Uite, masa de ping pong. Hai, ping pong, hai să jucăm ping pong. Hai, bam. Hai. Haide! Da, mă, că vreau să mănânc. Ce-ar haide, du-te. Arunc cu paurul, ia. Păi nu, ia o să și aruncă. Haide. Păi uite, uși pe masă, mă, că am găsit. Ce găsit, Oana? Uite, am adus mâncare. Păi nu ne trebuie, nu ne trebuie. Cum că nu ne trebuie? Păi nu ne trebuie. Ba ne trebuie. Da, hai să intrăm în grădină. Nu sparge, mă, că era ușă. Stai că... Păi ce seră? Nu e pe partea asta, cred. Ia, mamă. Ba da, pe aici. Să nu afli ăștia că să vezi ce ne pregătesc. Da, ce pregătești, mă? Ce pregătești? Să vezi grădina, că pe aici era. Salut, Cristinel.
Acum, acum, ia, ce se întâmplă aici? Dincolo. Uite aici, păi, grădina. Uite aici. Uuu, ce vezi, tare. Vezi, n-am pierdut niciun de ăsta. Deci avem toate fructele care sunt până acum în planeta noastră. Bă, unde sunteți? Eu sincer nu știu ce o să fac. Eu o să mă duc și vreau să-mi iau mașina, dar nu mai știu unde mi-e mașina. Nu se mai știu unde. Pe... Cristinel, ce ai făcut cu mașina mea? Ești era mașina mea. Trebuie să-mi zici unde ești ca să ți-l dau. Eu sunt teoretic de unde am luat mașina, dar stai așa puțin. Deci am dat-o pe aici, am luat-o pe aici. Da, 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 cum am făcut. După bam, păi și unde e scara? Oana! Nu știu. Scara. A, uite, uite aici, așa, am căzut aici, după am căzut aici frumos și, Ștefan, unde e mașina, Ștefan? Păi vină la mine, mă. Păi unde ești la primul nivel? Tu ești în subsol, nu la primul nivel, sau unde ești tu? A, da, sunt la subsol. Uite, am căzut aleu, drona. Vine mai aici. Ce mă aici? Păi tu nu și locul ăsta, uite mașina. Ia, ia, stai că vreau să eu să fac niște curse. Cu te ecrane, cred că aici decolează de la NASA sau ce? Ștefan. Ce? Gen, ce este? Ok, stai că o să o conduc eu, conduc eu. Ok. Mamă, ce s-a dus. Dar nu pot să mă urc, ajutați-mă, construiți pe aici, că nu pot să mă urc. Bine, eu n-am blocuri. Are Oana, uite. Stai, nu, e bine, Oana, e bine, ajunge doar una. Stai că, nu nimeresc. Da, te miști prea repede. Ok, păi știu, e prea rapidă mașina asta, ce să fac? Ia uite. Doamne, ia, bun. Bine. Ia, ai căzut. Ok, ia, acum o să reușească. Bă, dar ce-i mașina asta de așa? Da, bravo. Hai, chiar replica ei. Așa. Și acum ai plecat de lângă ăștia. Nu e făcută să meargă pe aici. Stai, bă, Crăciun, apă acum. Nu, că sunt expertul acum, ia uite. Ia, mă. Băi, ușor, când ne lovești. Ce tare, bă, dar cred că o să parcăm aici, sincer. Dar nu e făcută să ieși așa pe aici, să o conduci. Păi, Lucia, pentru ce ai făcut o mașină? Să o folosești? Care e mandrona? Mă doară cu ea! Ba, drona! Care e mandrona? Că se întuși aici? Ia uite, bă! Da? Deci, Ștefane, zi-mi tu ce părere ai că noi o să lucrăm aici pentru tot restul vieții. Nu, nu-l deschide, nu-l deschide! Nu! Tot restul vieții... Păi... Ia să închide aici. Păi mă gândesc că la un moment dat o să se vinde ce lumea și putem pleca. Păi da, asta vreau să zic. Mergem la restaurant? Adică mă gândesc că gen o să mergem aici și o să stăm pentru câțiva ani de zile buni, pentru că sunt radiații, Lucia, sunt radiații afară. Mie îmi place mai mult aici. Oana, spune-mi tu unde vrei să stăm, pentru că noi o stăm aici gen ani. De ce nu mergem? Vreau să ieșim la restaurant mai întâi. Hai la restaurant aici, mamă, pizza. Bucătărie. O să la restaurant aici, uite, stăm aici. Hai să gătim. Pe scaune. Bă, nu știu, dar eu sincer chiar sunt dispus să ne petrecem foarte mulți ani aici, da. Adică avem tot ce vrem. Hai, afară. Ia un loc cu Ana acolo, ia un loc acolo și hai să păpăm. Ștefan, ce faci la baie? E vrei, mă, stăteam și în cadă. Ok, ce mă te-ai adus peste el? Lucia, asta e aici, Oana și cu Cristinel. Oana, Cristinel, trezirea. Ce? S-au făcut exact 6 ani de când suntem în buncăr. Cât, șase mă? Ani. Era aniversarea. Da, exact, aveți tortură. Aniversare. Da, Lucia, tu ce să faci? Bucătărie. Păi nu? Stai păi că și mai ieșim de aici sau? Păi, când a trecut atât de mult timp. Da, bă, 6 ani. Cum sunt calculele din laborator? Că ne ocupați. Ia stai să mă uit, stai că trebuie să mă duc în laborator să vedem acum, da, acum și pe de rost unde este tot. Mereu. Așa că o să mergem aici, bam, uite, mergem aici. Și, mă rog, dai un calculator anume pe care eu am făcut foarte multe chestii. E, deci, păi ce crezi, măi, calculatorul meu privat și secret, ăla, auzi la el, ce ai? Ia uzi-l. Păi și nu mai știu unde e azi. Ba da, uite, l-am găsit. Uite, deci am ajuns. Aici e calculatorul meu. Ăsta e calculatorul meu și pot spune faptul că aici spune exact așa. Ok, bă, ia stai așa, ia să mă uit pe camere, ia să ne uităm pe camere. Ok, ce? Și... este zi. Sunt... mă, e o oaie! Nu pot ce? Să cred. E o oaie! Nu pot să cred. Deci putem stai. Ieșire pe aici, Nu, garajul era sus de tot. Da, era pe jos? Pe aici. Trebuie să mergem mai jos, trebuie să mergem mai jos. Aici era. Acolo e? Unde e, mă? Nu e mai sus de tot, nu e sus de tot. Doamne, deci mai știți, Ștefane, când am intrat și am zis, uite fața zâmbăreață din buncăr. Da, cu 6 ani. Hai, fiți atenți, o să apăs și sunteți gata să mergem. Da, haide. Da, să ne luăm costum. Hai, repede că se închide. Ștefan, de ce l-ai închis? Ești nebun. Cum am închis? Lăsați-mă, lăsați-mă pe mine. Lăsați-mă pe mine. La o parte. Și, cred că se deschide, dar se deschide mai greu sau ceva. Da, bă, hopa. A, gata. Mamă, băie,
E aer cu ragen, chiar e realitatea, da. Nu pot să cred. Vă țineți, mergem iar în portal? Păi orașul... Orașul... ruină. Ce să mă țină? Să mergem iar în portal. Nu cred că mă țineți, da, sincer, să intru în portalul ăla. Nu, cred că m-ar prea întristrat să văd orașul tot arăs. Păi exact, adică trebuie o să vedem... Trebuie să ne refacem viața aici. Doamne, bă... Asta adevăr, okay, da, sincer. Măcar suntem în viață. Eu nu știu ce să zic de voi, eu mă întorc înapoi în buncărie, eu aici o să-mi petrec tot restul vieții, sincer. Păi normal că avem toate astea aici.